Capitolul 2. Revoluția din decembrie și evenimentele legate de aceasta în județele Harghita și Covasna. Revoluția din decembrie 1989 a izbucnit și în județele Harghita și Covasna, având un caracter anticeaușist și anticomunist, la ea participând în egală măsură români, maghiari și secui. Ulterior, principalele ei obiective au fost interpretate de către unele persoane ca un eveniment exclusiv maghiar, declanșându-se procesul de marginalizare a românilor care locuiau în zona respectivă. Încă din primele zile de după izbucnirea Revoluției, în cele două județe, s-au comis atacuri asupra unor sedii de miliție și securitate, fiind distruse parțial sau în totalitate 38 dintre acestea, valoarea pagubelor ridicându-se la peste 10 milioane lei. Primii asupra cărora secuii și maghiarii și-au vărsat furia au fost milițienii și securiștii, care, deși nu au reacționat prin folosirea armamentului din dotare, au fost molestați, batjocoriți, omorâți în mod bestial. Li s-a dat foc la case, li s-au bunurile pe care le posedau sau le-au fost furate, aceste lucruri întâmplându-se la 200 de domicilii ale cadrelor de miliție și securitate, pagubele depășind 5 milioane de lei. Majoritatea actelor de vandalism care au avut loc în aceste zile au rămas nepedepsite, deoarece în momentul în care s-a trecut la anchetarea lor, autorii nu au putut fi identificați. O parte din cei care au comis crime bestiale au fost totuși arestați, judecați și condamnați, dar imediat presa în limba maghiară a reacționat vehement, cerând eliberarea așa zișilor revoluționari. Astfel, ziarul Hetfo din 8 mai 1990 scria în mod incitator, confundând criminalii cu adevărații revoluționari. Revoluția română își trimite revoluționarii în afara justiției sau o revoluție își poate acuza proprii copii. Acțiunile agresive au continuat 2-3 zile după începutul revoluției, mai ales în mediul rural, căutându-se cadrele de naționalitate română din fostele organe de putere și ordine, concomitent cu constituirea unor nuclee provizorii de putere, acestea având în frunte, în mai multe cazuri, elemente extremiste naționalist-șovine. În perioada următoare, în cele două județe, s-au înregistrat cazuri de distrugere și profanare a unor monumente dedicate armatei române, eroilor români, sau unor personalități de seamă din istoria României și au fost parțial distruse școli, biserici, cimitire, instituții de stat din localitățile Covasna, Baraolt, Zăbala, Odorhei, Frumoasa, Lutița, Sân Martin, Toplița, Miercurea Ciuc. Adunările publice care au avut loc cu prilejul diverselor evenimente au fost în multe cazuri manifestări cu caracter antiromânesc, fiind arborate steagurile maghiare sau strigându-se, așa cum s-a amintit, lozinci cu caracter iredentist. Încercările de organizare post-revoluționară au vizat sub lozinca epurării comuniștilor înlocuirea românilor din organizațiile locale ale puterii și administrației de stat din fruntea unităților social-economice, măsura fiind luată inclusiv în cazul unor secui și maghiari, care, datorită poziției lor corecte față de români, au fost considerați trădători de neam. Numai în prima etapă, de la sfârșitul lui decembrie 1989 și începutul lui ianuarie 1990, în județul Covasna, după instalarea ca președinte al CPUNE al domnului Orban Arpad, în 18 unități economico-sociale au fost îndepărtați directorii, în locul lor fiind numiți maghiari și secui. În astfel de cazuri, nu s-a pus problema competenței profesionale sau atitudini adoptate în vechiul regim, ci numai apartenența etnică era principalul criteriu de selecționare. Uneori, motivația înlocuirii unor persoane cu funcții de conducere a fost explicită, așa cum s-a întâmplat la Tribunalul Județean Covasna. Menținerea în funcție a celor în cauză, președintele tribunalului, procurorului șef, nu se mai justifică, întrucât județul a devenit secuiesc. O localitate din România devine peste noapte secuiască și ca atare românii trebuie să o părăsească. De fapt, purificarea zonei de orice element românesc s-a desfășurat în mod sistematic, principalele direcții de acțiune fiind amenințarea permanentă și timorarea cadrelor de poliție de naționalitate română, eliminarea cadrelor didactice din școli și obligarea acestora să părăsească localitatea unde erau stabilite, desființarea catedrelor cu limba de predare română, alungarea preoților, netratarea corespunzătoare a bolnavilor români în unele spitale. Acțiunile directe organizate împotriva elementului
Parlamentului Românesc s-au accentuat odată cu constituirea unor organizații specifice maghiare, având ca bază criteriul etnic, situație de care au profitat elemente cu poziție național iredentistă, autohtone și străine, dar originare din România, trimise special pentru a se infiltra în cadrul acestora. Astfel au luat ființă Fundația pentru Tinerii Transilvaniei, care are ca membru fondator o instituție de vânzare a cărților din Budapesta, Asociația Cercetașilor Maghiari din România, constituită după model asemănător existent în Ungaria în perioada interbelică, Alfa, Organizația Tineretului Catolic din Tușnad-Sat, Organizația Tineretului Democrat Maghiar din Cristuru Secuiesc, Asociația Democratică a Tinerilor Maghiari, Organizația Tinerilor Democrați din Pride, Uniunea Democrată a Tinerilor Maghiari din Ditrău, Asociația Tineretului Liber din Borsec, Forumul Tineretului Secuiesc din Cristuru Secuiesc, Organizația Tineretului Maghiar Democrat din Vlăhița, Organizația Tinerilor Liberi din Cristuru Secuiesc. UDMR, ca principală forță politică din județ, împreună cu organizațiile amintite, nu au luat niciodată la radio, televiziune sau în presă o poziție deschisă și fermă față de evenimentele care aveau loc în cele două județe. Ba mai mult, a contestat tot timpul cele relatate despre întâmplările de aici, considerându-le simple ficțiuni, explicate paradoxal prin presupusa atitudine șovinistă a românilor față de secui și maghiari. Odată cu constituirea primelor componente structurale ale puterii statale pe plan național și cu deosebire după declarația televizată a domnului Domokos Gheza, formele de manifestare violente ale secuilor și maghiarilor s-au rărit în intensitate, accentuându-se în schimb procesul de pătrundere în noile structuri ale puterii a tot mai multe elemente cu atitudini și idei extremiste, așa după cum reiese din depozițiile aflate la dosar. S-a desfășurat, de asemenea, o intensă propagandă antiromânească în publicațiile maghiare Tromf, Harghita Nepe, Haromșec, încercând să se acrediteze o așa numită situație de pericol iminent în care s-ar afla secuii și maghiari. Pentru a-i menține pe români într-o presiune psihică permanentă, s-au continuat acțiunile sistematic organizate de umilire și molestare a românilor, puse la cale de elemente național șovine și iredentiste. Adunările publice s-au succedat la intervale scurte, lozincile strigate continuând să aibă un conținut incitator, așa cum s-a întâmplat la Baraolt, unde mulțimea a strigat jos românii, afară din Ardeal, Ardealul pământ secuiesc și unguresc, Covasna fără români împuțiți, Ardealul autonom. În timpul și după evenimentele de la Târgu Mureș, datorită pericolului existent, foarte mulți români au părăsit cele două județe, acțiunile și manifestațiile stradale desfășurate determinându-i să facă acest lucru. Având în vedere cele relatate anterior, putem să conchide. În zilele Revoluției din decembrie 1989 și după aceea, în județele Harghita și Covasna, au avut loc violențe și atrocități împotriva românilor, acte care nu pot fi justificate decât prin atitudinea antiromânească, naționalistă și șovină a unor grupuri de secui și maghiari, care au profitat de haosul existent pentru a-și manifesta în voie adevărate de sentimente pe care le aveau față de conaționalii lor.